Piața Centrală din Craiova, ora 13. Întâlnim cumpărători de toate vârstele. Unii folosesc echipamente de protecție, alții ignoră în totalitate recomandările autorităților în plină pandemie de coronavirus. Veniți des? Nu, foarte rar. Cât de rar? O dată pe săptămână, cam așa. Cu declarație, cu echipament de protecție. Dacă ar avea toată lumea mască, atunci nu s-ar mai răspândi coronavirusul pe marfă. O dată pe săptămână să veniți să facem piață. Dar văd că nu aveți mască, nu aveți mănuși, vă e teamă, nu vă e teamă? Nu, nu ne e teamă. Nu vă e teamă că puteți să contactați virusul? Nu, cred că e făcătură. Comercianții se plâng că au scăzut foarte mult vânzările, deși prețurile sunt aceleași, iar legumicultorii se gândesc să renunțe la această îndeletnicire, deoarece nu mai reușesc să acopere investițiile, cu toate că autoritățile recomandă oamenilor să cumpere de la producătorii autohtoni. La toată lumea ne este teamă, dar nici în casă izolați nu putem să stăm, că nu ne plătește nimeni facturile. Trebuie să muncim. Slabe, foarte slabe. E foarte greu. Foarte greu este. Nu avem vânzători, cumpărători să cumpere, e marfă multă și n-are cine să ne o ia și mai avem și noi pierderi. E groaznic. Ca să fii producător în ziua de astăzi e foarte, foarte greu. Vor fi foarte mari pierderi în rândul producătorilor. Producătorii foarte mulți vor renunța să facă așa ceva. Dacă va continua așa, ne gândim să și renunțăm. Încă de la apariția primelor cazuri de infectare cu coronavirus în piețele din Craiova au fost luate măsuri pentru a evita răspândirea acestui virus. Persoanele peste 65 de ani au prioritate între orele 11 și 13. Există marcaje pentru a păstra distanța cumpărătorilor care vin la piață. În plus, 3 din cele 5 intrări ale pieței sunt în acest moment funcționale, iar craiovenii sunt sfătuiți să vină la piață nu la orele prânzului. Așteptăm niște lămpi cu ultraviolete pentru a face o dezinfecție, eu spun, mult mai ok din acest punct de vedere. Sperăm să dea rezultate și luăm în continuare, facem toate eforturile, să luăm toate măsurile ce țin de noi, astfel încât în toată această perioadă grea pentru noi toți să trecem cu bine. Piețele din Craiova sunt deschise în fiecare zi între orele 7 și 19.